Aaron Pumnul. S-a născut pe data de 27 noiembrie 1818 în satul Cuciulata, județul Brașov, și a fost profesorul poetului nostru național Mihai Eminescu și unul dintre fruntașii Revoluției de la 1848 din Transilvania. A făcut școala primară la Odorhei, după care a urmat liceul la Blaj, unde a avut ca profesori pe George Barițiu și Simeon Bărnuțiu. Începând cu anul 1843, a urmat cursuri de teologie și filozofie la Universitatea din Viena. Debutează în publicistică în anul 1845 în Foaie pentru minte, inimă și literatură. Va fi redactor și colaborator la revista Organul Luminei a lui Timotei Cipariu, apoi la Învățătorul Poporului. A fost participant activ al Revoluției de la 1848, fiind membru al Comitetului Românesc Permanent de la Sibiu. Pentru că autoritățile începuseră să ia măsuri de intimidare a românilor, cărturarul trece munții și ajunge la București, unde va fi numit comisar de propagandă în guvernul provizoriu. După înăbușirea Revoluției, se va refugia la Iași, apoi la Cernăuți, unde de asemenea va fi unul dintre conducătorii mișcării de renaștere națională a românilor din Bucovina. În anul 1849 devine primul profesor de limba și literatura română la Liceul German din Cernăuți, exercitând o influență extraordinară asupra elevilor săi, printre care se va afla și luceafărul poeziei românești, Mihai Eminescu. Aaron Pumnul se va stinge din viață pe data de 24 ianuarie 1866 la Cernăuți.